vă salută, fratele Culam, și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră pe frată pe acest canal. Suntem finally la pescuit și l-am în dreapta mea aici pe nimeni altul decât Sandu de pe TikTok, care o să-mi fie companion în această partidă. El dă de pe alt stand, oricum există un duel și o să te fac eu să pierzi tu ceva sau să mă faci tu pe mine să pierd ceva. Bă, suntem... În caz de pierd, o să-ți dau un TikTok universal. Mă, uite, hai. Mă, ce dragos, mă, hai. Pariu. Îmi plac pariurile, dar vreau să știți că suntem pentru prima oară la Galați. Și nu doar la Galați, suntem prima oară când pescuim la Galați. Locația unde ne aflăm se numește La Salcâm. Este o locație super, super tare, dar mă îngrijorează un singur sau o singură chestie, un anunț, un mesaj care există pe cabană și la intrare, care spune: nu faceți plângere dacă nu prindeți pește. Dar totodată, Sandu a luat aici și alți oameni au luat, prieteni al lui Sandu, au luat pești foarte, foarte mari, undeva la 15-20 de kg, nu? Așa că așteptăm și noi astăzi o captură de genul. El e Sandu, pentru cine nu știe, el este prezent pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube încă nu e, dar îl convingem noi. Link-urile de găsiți în descriere. 48 de ore la pescuit. Vă urăm o vizionare plăcută și să ne lăsați un comentariu, tata. Cu siguranță după Fonfi. Fonfi, da, nebunule. Te pup, Sandu, să înceapă partida, tată. Mi-a intrat acu aici, mă, mână. Ți-a intrat acu mână? Da, mă. Ești nebun? Dacă puteam, te ajutam, dar am treabă. Ai, să moară, mă. Bă, e, bă. A intrat, mă, acu aici, nu mai pot să scot acu. Dar ce ai făcut tu, mă, Sandu, de ți-a intrat acolo? Ce ai făcut, mă, Sandu? Bă, am... Bă, a intrat, nu glumă, uite-l. Mamă. Sandule, nu scot acul ăsta de aici. Sandule, mâncați ești gurița ta, dă voie frumos. Da, e aici. Mama mea. E înăuntru. Bă, dar cum ai reușit, mă, mâncați ești gurița ta? Bă, am vrut să arunc mâncare la pește și s-a dus dracu, m-am lovit cu mâna de asta și a intrat acul. E, na, băieți. Și chiar de la botezul meu n-am mai mâncat așa. S-a dat asta după... Pădadura. Auzi, dar oare cât curo da Sandu pentru toate astea? Dar pește prindem? Păi n-ai văzut că a venit șeful și a aruncat vreo 10 kg. Ce a aruncat, mă? A aruncat 3 carași? 300 de kg, frate. Ce 300 de kg, mă, ești de bun? Le-a dat la ori 3 sau ce? Bun. Provocare de viteză. Bun. Da, mă, na. Ia, mă, ia. Ce e aia? Ce e acolo? Lasagna cu cartofi, cu bacon la cuptor. Lasagna, cartofi cu bacon la cuptor. Merge, dă-i acolo că e bine. Ești bine. Dar uite ce e aici, na. Deci, stai așa, mie mi-a plăcut foarte mult ăsta. Mă, ăla calamar. Calamar? La pește prindem și noi? Na, mă, na. Mănâncă, nu răbd dacă acasă, hai. Dar dai și mie o guriță. Bă, deci, prima captură a zilei. Stai, mă, așa, stai puțin, dar cum să nu țip la așa ceva, că e prima captură. Păi na. Ce e asta, mă? Bă, dar lasă-o, mă, doamne. Cu ăsta dau după răpitori, eu, mă. Pă bune? Ei, fugi! Ha, stai să mă duc după el, stai! Arde-l, conacule! Nu mă interesează, al meu e primul pe mal, băi. Aia îi trage lui așa într-una? E monstru marin, să mă arăt tip. Hai, bă, fiți atenți, bă, mânca bașcura. Uitați, bă, la ce urlă Sandu, mă. Nu, păi da, mă, că n-am știut ce trebuie. Eu cu deșa dau după știucă, mă, tată. Bă, așa ceva, primul pește, na. Hai, mă, pe bune. Fii atent aici, că sunt femei pe lângă noi. Diseară, cu gura asta deschisă, o să-ți arăt o chestie. Dă să mă... Nu, mă, nu, ia, dă să văd dacă prinde nasul. Bă! Ești nebun, mă, suge! Bă, ia-l, mă! Da, mă, primul, felicitări! Nu, mă, nu, lasă-l, gata! Sandule, eu tu și umbrelă, bă, zi ceasul! Stai imediat, stai! 23.53 23.50 Stai! Fii atent! Dar să specifici acolo, că asta e aia când am consumat deja... Tot ce trebuie! Vreo două... Asta e a treia sticlă! A treia sticlă! Da! Mamă, trei sticle! Și a venit un urmăritor de-al nostru și a zis așa: sunteți cu noi pe baltă? Da! Venim cu ceva pentru voi! Mamă! Ce mișto mă văd, frate, pe ăsta aici! Trebuie să mă uit aici! Wow! Unde te uiți, Andule? Stai, mă, nu da mine! Băga... Uaa! Na! Fonfi! Andale! Vamonos! Ah! Ia uite-l, ia uite-l cum arde. Dar pește, tăcuată din Kix. Noaptea trage. Da, mă, noaptea, a zis. Băi,
Da, mă, da, noaptea trage, dar știi care e faza? Tu trebuie să te odihnești, că ai venit de la București. Păi, da, peștele nu se odihnește, mă. Da. Tu trebuie să te odihnești. Păi și peștele? Păi, dar nu ești pește, ești păi, fiș, dar fiș manager. Așteptăm, încă, așteptăm peștele la noapte, cum a zis Sandu. Cine te-ar iubi ca mine? Gogoșica mea. Zumeru, băbișe! Bună dimineața pentru noi, mă rog, după dimineața. Acolo e echipa rachetă acolo, distracție. Andreiuț, ce te-ai apucat să faci tati acum? Dacă nu avem pești, măcar grătar. Ia uite-l pe neanicu, pe reagică cum vin. Auză. Neagigel? Zici că a prins... e greu rău! Auzi, băi, monstru din Loch Ness. Ia uite-l, e ziua lui și s-a torpilat de dimineață. Dacă avem pești, avem pastramă. Păi eu ce zic? Aseară ne-am făcut căcat cu rom, cu d-astea, vomitături cu dragi, ca și frumos. Dar să dai și înapoi la pământ ce iei. N-am prins nimic pe toată noaptea pentru că am luat somn de voie și am dormit. Așa că... Adu-mi coa să filmăm aici. A, vino bre încoa cu el. Adă-l încoace. Adă-l încoace. Așa. Și ne-am trezit dimineață și direct pe grătărele o sară. Și acum am lansat iar. Ce dracu să stă, bre. Ăsta l-a luat la baterie, ai băgat bateria cu firul. Da, am băgat cancioc. Să-l vedeți pe Sandu, supărat rău de tot, că ne-a mințit că peștele trage noapte. A tras să moară. Alele. Ce faci, maestre, aici? Nu filmă asta, că astea-s puțin. Astea-s puțin, astea sunt așa, la mișto, rapido. A? Pastramă de la Buzău. Aolo. Ia să vedem pastrama de la Buzău. Iisuse ție, frate. Nu mai bucăți de-astea, vă uitați astea. Aleargă mintea mea. Deci, ați uit asta la prima, adică la asta roșie, și a dat 3 țancuri. Și s-a oprit acum. Și am venit repede. Dar Irina a făcut un TikTok super tare, cu un daily vlog, pe care a făcut voiceover. Ai făcut un voiceover, nu? Și îmi place. Intrați pe TikTok la Irina să vedeți, da? Șomuldoacă, ce faci? Dar. Ha? Dar, mă bronzez să mor eu aici. Da. E fantastic. Haide să vă arăt. Deci să te caci în așa ceva. Băi, băiatule. Bă, deci ultima oară m-am căcat. De mult! Acum vreo 2 săptămâni la țară. M-am căcat pe o găleată de aia. M-am pus cu cură așa să stau pe ea. Mi-a intrat, mi-am făcut să urmă la cură așa, aici, așa. Al doilea găuț. Și acum, ce crezi, mâncați? M-am pus și am simțit cum iese nesăbuitul, cum... Dar de ăla, nu trrr, de ăla așa. Și când a atins jos, am zis, direct. După aia ce crezi? Am zis, bă, gata, m-am căcat și eu. De nevoie, gen. Hai dracu să stăm lângă asta. M-am căcat și eu, zic, hai bă, mă cac și eu doar să-i eliberez în căcat, mă cazești gura ta. Și ce crezi? M-am ridicat, mi-a venit ea, direct. Dar nu-mi venea ca lumea. Și m-am pus jos, așa, și am luat tare de buci. Și am făcut doar așa. Și am... direct. Unde crezi că l-am dat? În călcâi să moară. Am scos, m-am spălat, dragi. Deci te caci în peciu turcesc, e cea mai grea pedeapsă. Între timp, așa arată și peșticul nostru. Bine, are ceva timp de când am devorat, uite că au mâncat un pic, a venit Sandu repede și cu Irina. A devorat unul jumate. Bă, așa să bagi repede în guriță, e bun. Asta, unde e stația eu? Nu o mai țiuie deloc. Irina tocmai ce a învățat să dea la pește oficial, și-a pus nadă singură, a lansat singură, a scos-o singură, a pus senzor, bravo. Eu. Sper că vă place ceea ce facem și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like acolo, da? Și scrieți comentarii. Fiți atenți. Fiți atenți. Ce e aici? Și eu acum cu ce mai deschid perea? Vreau să par și eu aici, că sunt bine, adică înțelegeți voi. Dacă Funfi doarme, Funfi, tu dormi și eu mă distrez, mă, m-ai lăsat singur, mă. Aoleu! Capac! Ai, dacă vedi, mă omor. Andiamo! E 8 seara, iubita mea s-a îmbrăcat. Bună! A făcut cea un vlog, al doilea vlog, și noi suntem pe standul nostru. Vreau să vă spun că balta asta nu e pură de nimic. Sandu tot prinde cărășii, uite, dacă vă chioriți un pic acolo, îl vedeți pe Sandu în negru. Și fiți atenți aici. Am avut trăsătură la toate trei. Prima la asta, a doua la asta și după aia la lui Linuca mea, la albăstrica, dar n-a intrat peștele. Și noi aici, e un pic foarte, am făcut nada de pe tâncăbești cu porumb proaspăt în ea.
Și am început, de când am luat trăsăturile, le-am luat la această fumigenă, cril. Sandu a tot luat de-astea mici, cum le zice. Uite cum se vede reflexia în apă, iub, la lună. Uite, luna e pe cer. Uite ce cer frumos, iubirea. Știu și am filmat. N-am luat astăzi decât un caras care mi-a tras de 4 ori, țâc pe stație și am zis, bă, nu plec pe fentă. Și apoi am mai făcut într-un sfert de oră, de vreo 3 ore a făcut. Țâc, țâc, țâc. După aia, țâc, țâc, țâc. Și după aia am zis, bă, hai să-l scot. Și era un caras, cât palma a rămas în el. Am tras și un somn de vreo 2 ore cu Irinu, ca mea, mica mea. O vlogărița mea? Da. Și acum ne pregătim, pentru că vine seara. De seara ne jucăm pe TikTok, eu setează clasamentul duminică la ora 1. Ne pregătim să facem un ceaun, pentru că Sandu vrea ceaun și eu vreau să fac ceaun. Și vreau să facem un guiaș, să-i dăm pe spate și o să vă arătăm și vă de acolo. Am o întrebare pentru voi. Spuneți-mi, care este balta voastră preferată de pescuit în jurul Bucureștiului, sau dacă nu e în jurul Bucureștiului, la, nu știu, 30, 40, 50 de kilometri maxim, să-mi spune și județul unde e și alegem și noi o baltă și o să mergem pe balta aceea să o testăm. Deci scrieți-ne în comentarii balta voastră preferată și județul sau sat, comună, dacă e mai departe de București de 50 de kilometri, ok? Ia. Ce e, mă, ăsta, mă? Bă, lasă-l, mă, stai așa. Uitați-vă, mă, un pic. Stai, mă, uitați-vă, mă, un pic, chat. Cu ce vii, mă, la mine cu cărășii de ăștia, mă? Domne, hai la garaj că prindem. Stai, mă, așa. Cu unul de la l-am luat atunci la șpriț, pe Tâncăvești, a făcut cât tot ce ai luat tu astăzi și eu. Stai, mă, că nu-i doar ăsta. Ăsta a fost acum așa, un pic. Păi și ce faci, mă, cu ăsta? Asta e doprăjan. Bă, hai cu mine să vezi unde îl pun. La mine, acolo. Hai cu acolo. Păi eu știu care al meu, mă, nu mai vin. Da, da, nu, mă. Că se pregătește focul ăsta aici. Hai, mă, ce părere ai, Daniele, de el? Foarte bună. Foarte bună. Nu vin, mă, ce? Irina face cartofiorii, rețeta acolo și meciul ne-a pus sandumeci, cărnița, ceapa, am tătut și m-am făcut, restul. Da. Începem să facem guiaș. Broscuță pe jos, am călcat pe ea. Ce să tragă, trage să moară. Deci fiți atenți, fază tare rău de tot. N-ați văzut niciodată așa ceva, eu pescar de ăsta de duzină. Avem tot doamnă care pescuiește pe aici. Și ce credeți, mă, auziți? Uite că v-am adus câte ceva pe aici, am adus să arunc bețele. Dar ce faceți, doamnă, cu superglu? Avea superglu. Auzi, păi aici trage la viermuș. Și zic, păi și aveți boilesurile alea. Păi da, da, eu lipesc cu superglu viermușul de boiles. Bă, spuneți-mi mie, unde ați mai auzit voi așa ceva să lipești viermușul cu superglu de boiles? Doar la Galați. Do. Pentru el? Dei că... E la tata, ia. Dă-i și drept. Bă, nu-i rău. Nu-i rău, e foarte bun. Mamă, zama, dă-i zama, nu! Vrei să-ți aduc 50 de whisky? Nu. Bă, dar e rece, mă. A înghețat. Să lipești pe pahar. O să te cași pe tine, o să-ți cu cafea. Mamă, ce bine te vezi! Mamă, ce bine e! Ia, dă-i cu apă, dă-i cu apă la asta. Da, uite. Ne-am olipsit pe toți cu dă-i cu apă. Deci noi am improvizat, vreau să vă zic că am uitat, suntem un pic boschetari. Vreau să salutați live-ul, noi suntem live pe TikTok acum. Salutare live, suntem 825 de oameni care n-au somn. E nu cam aici. Am improvizat un foc cu ulei. Am pus niște de-astea la papuri pe copac acolo. Și am făcut și ceaunul, s-a și mâncat din el. E rece acum. Știu că poate nu arată prea bine, dar am luat din toate părțile din el. Și e dimineață afară. Avem un pic și plecăm la București. Chat, abia ne-am trezit și noi și ne pregătim să plecăm la București în timp și uitați cu ce vine sânducul. Doi odată, tată. Am râs de montura lui. Și am venit cu doi odată, mă, mâncaia și gurița lui. Da, dar nu sunt nici primii. Și nici ultimii. Asta e montura, eu n-am văzut montura așa ceva niciodată. Asta e motor de la V12, în serie. Dar am luat și 3. Da? Da, am luat și 3. Ca asta final de partid așa. Vrem să mergem un pic pe stand, că și ca seara a fost activitate, ne-a Gigi l-a făcut treabă. Mama mea. Asta e frumos, mă. Frumosel. Și captura mea, un crăpșcan. Da? Mai mare ăla. Ăla e mai mare. Da. Cărășel. Da, ia de activitate. Bă, și dacă se rupe asta, a? Că se rupe aia, se rămână. Dracu tot. Mamă, ăla e vechi de pe timpul Ceataie, juvenic.
L-am cumpărat acum, două o luni de zile. A venit și momentul ăla care nu-mi place la nimeni. Despărțire. Da, ne-am pregătit aici bagajul. Așa arată bagajul nostru. Un întreg căruț. Bă, nu s-a prins neapărat peștele pe care îl doream, dar s-a prins ceea ce ne doream mai mult decât peștele ăla. S-a prins niște liniște și niște distracție, tată. Să nu culi, vino în casă, le zici două cuvinte la oameni și îți mulțumesc pentru invitația asta, blană, bombă. Te așteptăm noi acum la București și îl ducem pe Tâncăbești, că n-avem unde să-l ducem altundeva. Bă, uitați-vă la halul meu cum arăt eu. La halul meu? Ești da. Bine, ești... După trei zile. După trei zile, de-abia aștept să să-mi tai unghiile, să mă spăl, să fac orice. Put, candesc. Mulțumesc încă o dată lui Sandu, sper că v-a plăcut. S-a apăsat butonul de like, subscribe, follow pe Instagram. Dacă ești pentru prima oară pe acest canal, să ne lași un comentariu. El e Sandu, îl găsiți în descriere acolo, pe TikTok, pe Instagram. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ciao!